Am cunoscut cândva un pisoi pe care îl chema Habarnam. Bineînțeles că acest nume te trimite cu gândul la Aventurile lui Habarnam, o carte destul de bătrână, are cam o jumătate de secol și copii, fiți atenți dacă ajungeți să citiți această carte, pentru că părinții voștri se dădeau un vânt după ea când erau de vârsta voastră. De altfel, după această carte s-a făcut și un desen animat celebru, Aventurile ștrumfilor, și dacă nu mă înșel, în urmă cu un an sau doi, a fost pe piață și un film care avea ca protagoniști pe simpaticii piticuții ștrumfi. Revenind la cartea noastră, Aventurile lui Habarnam, acțiunea se petrece în orașul Florilor. Aici personajele au nume care spun foarte mult despre personalitatea lor și ce talente au. De pildă, știe tot, pilulă, șurubel și pioliță, zahăr, zaharescu, limonadă, blonțișor, acuarelă, guzlă, grăbilă, dondănel, tăcutul, gogoașă, zăpăcilă, posibil și probabil. Desigur că nu mai e nevoie să comentăm, aflăm totul din nume, totul despre ocupațiile și firile lor. Este clar însă că Habarnam nu știe nimic și mai mult decât atât nici nu are răbdare. Nici nu pune mâna bine pe un instrument muzical, că se așteaptă să-și însușească toate tainele muzicii. Când se apucă de pictură, este pe punctul de a fi bătut de prietenii lui, pentru că în loc de picturi făcea caricaturi. Astfel, după ce trece prin tot felul de încercări de muzicant, pictor, poet, șofer de curse, Habarnam se gândește că singura lui șansă este să devină impostor, adică să mintă. Evident că atunci când piticuții se prind de minciunile lui Habarnam, îl izolează și Habarnam suferă foarte mult. Dar cine credeți că îl salvează? Doi ochi albaștri. Este fata care a văzut că Habarnam nu era un pitic rău, doar că el încă nu își găsise calea. Și mai mult decât atât, spre finalul cărții, Habarnam se hotărăște chiar să învețe să scrie. De ce? Pentru că ochii albaștri i-a cerut să-i scrie scrisul de dragoste. Thank you.